Șeful serviciului Salvamont Argeș și-a anunțat că s-au primit certificatele de acreditare operativă eliberate de Asociația Națională a Salvatorilor Montan din România. Acestea sunt la nivelul serviciului județean, cât și pe fiecare formație în parte. Procedura de acreditare a fost începută anul trecut de 14 dintre cele 34 de servicii județene și locale din țară. Dintre cele care au început acreditarea, 10 au fost validate pe 5 ani, perioada maximă, unde se regăsește și Salvamont Argeș, iar 4 pe un an. Celelalte 9 servicii județene acreditate pe perioada maximă sunt Hunedoara, Gorj, Sibiu, Dâmbovița, Prahova, Neamț, Mureș, Bihor și Cluj. Ca să primească acreditarea, s-au verificat modul de organizare, planul de intervenție pe zone de responsabilitate, nivelul dotărilor și existența atestatelor la nivelul salvatorilor montani, competenței formațiilor Salvamont. În țară sunt 36 de formații Salvamont, din care s-au acreditat 14, noi suntem între cei 14 care ne-am acreditat. Asta înseamnă că noi, ca salvatori montani din județul Argeș, suntem acreditați și avem dreptul să facem acțiunile de salvare, căutare în zonele montane. Restul serviciilor care nu au început acreditarea încă nu au nivelul de organizare, pregătirea profesională și dotarea care să le asigure acest lucru, dar se speră că vor găsi înțelegerea necesară la autoritățile competente locale și o vor face cât mai repede pentru asigurarea unui serviciu de salvare competent, unitar la nivel național.